Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a avut marți o întâlnire cu profesorii și studenții de la Universitatea Cooperativă Comercială. În debutul întrevederii, președintele PCRM a descris situația din țară drept foarte dificilă, flagelul corupției afectând toate sferele vieții sociale. Uitați-vă, proiect, drumuri bune pentru Moldova. Asta e un proiect de a fura 1.600.000.000 de lei. Uitați-vă drumul ăsta, prima nisoare și prima apă, gata, drumul s-a dus. Proiectul acesta de prima casă, două casă, trei casă, asta e piramidă. Casele sunt construite, credit din banc s-au luat, apartamente nu le pot vinde, credit trebuie tot să înapoi și iată că cărdășii cu mafia asta care e la guvernare, dați împreună să vindem aceste apartamente. Noi am calculat că cel care cumpără apartament pe proiectul acesta, prima casă, două, a treia casă, el trebuie să plătească două prețuri a acestui apartament pe parcursul anilor, din procente. Mai mult de atât, că tot timp, anii aceștia, dolarul și euro nu stau stabil. Nu se dau în jos, dar se urcă în sus comparativ cu leu. Și propunem noi? Noi propunem o luptă foarte crâncenă cu corupția. Că cel mai strașnic maladie, boală acum în țara noastră e corupția. Eu, patros, mă credeți pe mine, tineretul, eu, patros, pe tot locul. Și la președinție, la așa numitul președinte Dodon, și la guvern, de acolo se pornește, și din parlament. Voi nu știți, dar legile se cumpără și se vând. Cui trebuie și interesare, el vine să-și pune virgula lui în lege, plătește clar locul. Majoritatea parlamentară s-a creat artificial, nu așa cum au votat oamenii în 14, în 2014. Oamenii au votat în 2014 Partidul Democrat să fie prezentat în Parlament de 19 deputați. De ei au sub controlul lor 42 de deputați. Au cumpărat de la comuniști, au cumpărat de la liberal-democrați, l-au cumpărat pe Leancă, tot cu ochelași cu pantaloni, pe toți acei lanți au cumpărat. Și s-au creat o majoritate care împotriva voinței alegătorilor, poporului. De aceea legile sunt așa primite. De aceea corupția bântuie pe tot loc. Întrebat de studenți, iată ce a răspuns fostul președinte că vor face comuniștii dacă vor veni la putere după alegerile de duminica viitoare. Noi avem program serios pentru cei care de reconstruit satul moldovenesc. Că Ion Druță, marele nostru scriitor, a spus că veșnicia se naște unde? În țară. Așa, bravo. Ia că noi trebuie să întoarcem cu fața spre sat. Și creăm cele mai bune condiții pentru oamenii în sat. Din toate punctele de vedere, să aibă tot ce este necesar pentru locuitorii satului. Să atunci n-a să plece nimeni din sat. A să lucreze pământul, a să avem roadă, a să prelucrăm aceasta, a să vedem, a să fim bogați. Bogată țară, bogată narod, bogat narodul, bogat poporul. La finalul întâlnirii cu profesorii și studenții de la Universitatea Cooperativă Comercială, Vladimir Voronin a răspuns la întrebările lor.